Zeci de membri ai Partidului Social Democrat au fost prezenți ieri în piața de alimentă din Andrid. Echipa Social Democrat a fost condusă de către vicepreședintele Organizației Județene Satomara PSD, Consilierul Județean Rodica Maxi, Trezorierul Organizației Județene Satomara PSD, Consilierul Județean Ioan Viman, respectiv vicepreședintele Organizației Municipale Carea PSD, Mirel Govor. Spre deosebire de alte formațiuni politice, mesajul social democraților a fost primit foarte bine, atât de către producători agricoli, cât și de cumpărători. Noi am adus fost mesajul primului ministru al României Victor Ponta, cel al ministrului Dezvoltării Regionale Liviu Dragnea și cel al ministrului Agriculturii Daniel Constantin, care au implementat măsuri concrete pentru agricultura românească și pentru dezvoltarea mediului rural. Noi venim cu fapte, cu măsuri concrete, noi nu îi dezamăgim pe români. Noi toți suntem mândri că suntem români, a declarat Rodica Maxi.